Și Robert Radu pe restul. Pe Robert. 10. Robert pe restul. Robert pe Radu. Robert pe eu îl filmez pe el, da. Eu cu telefonul meu scump pe care l-am luat și l-am achiziționat nou-nouț, de la 7000 de lei, stau să filmez. Dacă nu spunea prețul, nu se putea. Bineînțeles că n-am cum să filmez eu așa ceva. Că eu... Doar 7000 de lei a fost? Fai, ce e? Da. Ultimul. Da fără husă. Cred că e fake. Este abonament sau? Vă rog. Am mai auzit discuțiile astea. Puteți da, să nu că le nu mai Robert să intre în strategia noastră, mă bag eu, fetelor. Foarte frumos. Da? Dar tu n-ai iubită. Cum? Tu n-ai iubită. Păi mai bine, e mai bine. Pe asta e mai bine. Lasă să nu intre el, să rămână aici el, să fie liniștit. Și mie nu mi-e frică să intru, eu intru cu capul sus. Dar n-avem cum... Păi trebuie să fie și o fată. A treia persoană. E o fată? O sacrificați voi, că am ce să fac. Eu aici am scăpat casa băieților. Scapă și o fată cu casa fetelor și gata. Și Doamne ajută, iese și el afară, se duce, se liniștește. Poate și o să-și vindece inimioara într-un final. Și o să-l vedem fericit. Așa. Adică e câștig de două părți aici. Eu atâta vă spun... poate să scape eu sau Patricia? Și lipsă de psiholog. Eu atâta vă spun, eu n-am luat niciun cec. De când îs aici și chiar nu mi-ar face... Patricia, uite, eu am avut o chestie. Mai devreme m-am enervat puțin și chiar dacă mi-a fost rău. Când a fost vorba să o vădăm pe Bianca, toată lumea, da, mă, merge, facem. Când a fost vorba de tine, toată lumea, da, pe Patricia, o facem, o votăm, că e puternică. Că acum, când vine vorba de altă fată, nu mai e nimeni de acord. Mie asta nu mi-a plăcut niciodată. Bă, dacă tot am mers până acum pe strategii, că noi facem, că noi dregem, acum vă dați la fund toți. Strategia era să votăm o fată care nu este în cuplu. Nu. Că Bianca a stat în cuplu nu știu câte luni, eu am luat cecuri, n-am scos-o niciodată în față, nici pe ea, nici pe Alex, am avut ocazia. Strategia asta era. Asta băieți, este normal. Am votat-o pe Bianca data iubi. Trecută. S-a gândit cineva că Bianca nu are cuplu sau că e concurentă puternică? Sincer. Că e puternică. Puternică. Și că e puternică. Băi, sincer. Am zis și cuplu. Eu am și spus că e puternică și de asta. Puternică. Bun. În această săptămână Bianca este lider. Are imunitate. Nu, Andreea, am dat exemplu de gala care a fost, când am votat noi pe Bianca. Da, 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 da. Bun, hai să vorbim concret. Pe cine avem? Cristina, Mihaela, Ambra, Larisa, Lorena și Patricia. Da. Patricia a mai fost sacrificată la strategii, după părerea mea. Lorena, eu cred că este votată. Doamna, nu știu în ce măsură și în cum, dar eu cred că este o concurentă votată. Eu cred că e de vreme pentru Lorena. Și cred că aș putea eu... pe site-urile mele sau pe unde prind, să-i cresc, dacă mă ajută și lumea, desigur, să-i creștem lui Lorena voturile. Dar nu până la locul 1. Până la 2, așa, undeva. Doamna Andreea, a spus dumneavoastră că va exista gale unde nimeni nu va avea imunitate. Nici. Propui asta? Nu bine. Haide. Eu consider că pentru Lorena e de vreme să... Mamă, dar ce vă faceți dacă mai iau un cec? Ce face mândria ta, Robert? Nu o să reziști la așa ceva. Serios? Deci mie, chiar mi-e frică, nu cumva, să iau un cec, că se simt rău, cade jos acolo, nu aplaudă cât trebuie. Păi dacă mai vin și mai dau doi pupici, Mihailei, cazi tu jos. Dar eu pe canapea. Unde să mai cad? Stai, trebuie să stai jos, că dacă stai în picioare... Păi cine stă în picioare aici? Vezi pe cineva? Și când te-am speriat la ușă, era să-ți vină rău. Că m-ai văzut așa aproape. Da, hai să continuăm. Nu! Deci nu m-am gândit la asta, m-am gândit că ești... Dar cu amenințarea ce faci? Sperietura ca sperietura, dar cu amenințarea? A, am zis la mișto că îi pun piedică, adică nu să fac, Doamne ferește, în viață. Ai spus să fac acolo. Înainte de asta. Da, bun, deci când eu nu-ți urca scările și ți-a zis că se duce la Mihaela și o să-i zic că... Era... Nu era o glumă. Dar acum că o să o împingi pe scări? O să o împing pe scări, nu. Că o să-i pun piedică. Și să se împiedice în scări, am zis. A, nu, să dea Dumnezeu să cadă pe scări? Nu, să se împiedice. Să dea Dumnezeu să se împiedice pe scări. Să se împiedice pe scări. Mamă! Dar nu e problemă, că el este un concurent. Dar ce înseamnă? Și eu sunt acum Dumnezeu și mă duc să-i fac vânt pe scări. Ce înseamnă? Am zis o glumă, doamna Andreea. A, acum e glumă. Asta nu mai e instigare, asta este... Am făcut așa ceva? Bun, vreau să notăm undeva, ca să ne dăm seama care e gluma și care nu e gluma. Nu mai să fac nici glume, nici nimic și gata. Păi dacă acum se supără... Urât, Robert, să faci ce ce ție îți place. Stai. Am nevoie de maturitatea ta să vină la masă, să se așeze aici cu noi, la masă, Robert. Poate. Maturitatea ta. Deci Ionuț când urca scările și a spus, mă duc acum să-i spun Mihaelei, pua, mamă, îi pui capul. Ăsta, așa a fost. Zâmbea, așa făcea ca mine. Zâmbea, da. Nu zâmbea, el uite așa s-a uitat la mine, eu zâmbea. Da, mă rog, bun, a zis serios, da? Da, nu serios, foarte serios. Foarte serios, da. Bun. Dar a ajuns la Mihaela și nu i-a zis nimic. Exact, nu i-a spus absolut nimic, da. A ajuns la Mihaela și nu i-a zis nimic. Asta, nu știu. Ce să spună ea? Bun, bun.
Dar tu când ai spus că o împingi pe scări pe și Bianca. Și am împins-o. Da, a fost amenințare. Dar asta ce a fost? A fost o glumă? Da. Dar tu când ai spus, ai spus cu nervi? Doamne Andrei, eu când am speriat-o și era să leșine, vreau să o prind în brațe, să nu cadă jos, am crezut că leșine acolo, că a făcut așa, a dus ochii pe spate. Robert, nu mă interesează ce-mi zici ulterior. Revenim la ce-ai spus. Cu nervi și cu seriozitate ai spus da. Să dea Dumnezeu să se împiedice. Ce ai amenințat? Pe scări. E amenințare? Nu! Mi-ai spus că a fost o glumă. Da. Deci la tine a fost o glumă? Da. Chiar dacă era într-un ton nervos? Eu nu-i doresc rău Bianca și nimeni. E ceva amuzant. Dar noi cred, noi, eu te cred pe tine, Robert. Dar vreau doar să clarificăm care e glumă și care nu. Tot ce am spus a fost glumă. Am și așteptat-o să sperii. Bun, deci mă duc să-i impui capul Mihaelei, să vezi ce-i spun acum. N-a fost o glumă. Dar să dea Dumnezeu să se împiedice pe scări. Mă duc să o împing acum, eu sunt Dumnezeu. Și... Păi... Sunt cuvintele tale, Robert. Da, da. Ele sunt identică, aceeași... Noi, n-am crezut că vei face asta, dar vreau să faci diferența dintre glumele altora și glumele tale. Deci să mai crezi și tu cum noi te credem pe tine că tu ai glumit, să-i crezi și tu pe alții când glumesc. Da. Aici am vrut să ajung. Deci noi te-am crezut pe tine că ai glumit. Am înțeles. Da? Da. Bun. De aceea îți cerem să-i crezi și tu pe alții când îți spun că au glumit. Bine. Sau să încerci să simți tonul oamenilor care spun anumite lucruri ca să realizezi că nu, e o glumă și că nu e serios. Adică, cred că poți să faci asta. Desigur. Bun. Eu n-am realizat, eu n-am auzit, nu eram prezent. Important este că femeia de lângă el sau viitoarea lui iubită a auzit aceste glume și probabil își va trage anumite concluzii. Atâta dar tot. S-a amuzat în timp ce el a spus asta. Și după urât. Tu, parcă ai zis... Nu de ce, n-are voie să râde la glume? Să fac. Trebuie să... Păi... Păi da, eu înțeleg, dar asta, mie da, s-a părut o glumă în momentul în care eu l-am întrebat. De ce spui asta, ce ai spus asta, mi se pare urât ceea ce ai spus și el nu a spus în niciun moment că a fost o glumă. Deci el încă a fost serios după ce eu l-am intervenit. Și nu mi s-a părut o... Doamna Andreea, duva neagră, tu. Robert duva spune neagră. Că se face tamtam din asta, dar vreau să-i menționez un singur lucru, că putem face și noi tamtam din orice, cum și el face tamtam din orice. Se vede că ți-am împrumutat floarea. Adică noi putem face mea, și noi tamtam din glumele lui, cum și el poate face tamtam din glumele noastre. Eu nici nu știam. Vă rog să vă liniștiți. Foarte... Chiar de dimineață am vorbit. Tamtam s-a făcut pe gluma pe care a făcut-o Ionuț când urca trepte exact. Și a zis că impune capul cu Mihaelei cu nu știu ce. Și aici când a ajuns au vorbit, nu știu, de cu totul și cu totul altceva. Da. Dar la cuvintele astea, Robert, chiar nu se face tamtam. Le spun eu pentru că nu-mi place acest limbaj aici în această casă. Să dea Dumnezeu să mă duc să... Nu e ok. Eu sunt Dumnezeu, mă duc să o împing eu pe scări. Noi ce să înțelegem? Deci, păi e o glumă, cum să fiu eu Dumnezeu? Doamne ferește, deci... Doamne ferește. Adică înțelegi? Dumnezeu n-ar face un rău, am zis. Robert, trebuie doar să înțelegi că unele glume sunt reușite și unele nu. Da, n-a fost reușită, îmi pare rău. Gluma ta nu a fost reușită. A fost... Dar ce chef de glume aveai când iubita ta zice te rău. Păi da, că și-a revenit. Amuzantă, nu-i așa, Mihaela? Aveam chef de glume că și-a revenit. Am putut să... Așa e gândul meu. Și ea are acest umor negru, îl are și Mihaela. Mamă, nu se mai poate vorbi, gata, nu mai vorbesc. Mihaela a stat după ușă și a glumit cu ea. Cum să nu se bage? Și e despre ea. De ce să nu se bage? Păi eu zis ea că a avut chef de glume și eu mă simțeam atacat. Rău. Eu, din punctul meu de vedere, nu cred că a fost o glumă, pentru că el era răspundeam... Vreau să vorbesc și eu, Robert, păi două secunde, n-am vorbit nimic, mă, tu ai vorbit, lasă-mă și pe mine. Despre ce vorbești? Despre mine și... Da, acum... Vorbeam fetele acum. Tu erai revoltat în momentul în care v-au trimis înapoi în case. Și după chestia asta a urmat gluma. Mamă, că din cauza ta îl trimite pe Robert înapoi. Din cauza mea? Da. Vreau să zic ceva. Mi-ai zis că aveam chef de glume între timp ce prietena mea era bolnavă sau tristă sau cum ai văzut. Ai decis așa. Să sperii tu amor. Poți să-ți răspund? Păi așa ai făcut. De ce fericit. Să sperii o altă fată pe scări? Eram ce-ți poate să ții de mine? Mamă, puteai să treci pe lângă mine și să-ți vezi de viața ta.
Uite, nu vreau să mă de viața mea. Eram fericit pentru că am putut să o fac să zâmbească, să simtă bine și de-aia eram fericit. De ce să mă faci să zâmbesc și eu, să nu mă supăr? Când, în momentul când am părăsit casa, am avut un vibe bun pentru că am lăsat-o bine și de-aia am vrut să fac o glumă. Erai revoltată că de ce te trimite acasă înapoi din cauza Biancăi? Da. Cred că s-a mai lăsat atât de bine pentru că după ce ai ieșit din casă, am înțeles, Orice, faci în casa asta, ești criticat. Hai, să mergem înainte. Hai, schimbați. Atitudinea asta mă oară că deja... Liniștește-te puțin, te rog frumos, Robert. Nu putem merge înainte. Rămânem aici să comentăm. Robert, ți-ai dat seama că n-ai făcut o glumă prea bună și atunci ai preferat mai bine să te ascunzi după ușă și să... Ajutat-o Lorena Fai. Robert. Mamă, ce urât, ce urât! Incredibil, ce cuvinte negre! Nu, când am ajuns în casă, nimeni nu mi-a povestit de asta. Acum aflu. Acum aflu. Era vorba de mergi pe scări sau mergi atent pe scări, ceva de genul.